Ce mai faceți, măi, căluților? Tot în casă, tot în casă? Și noi tot în casă. Dacă tot ați scris câțiva prin comentarii că n-am vorbit niciodată despre sărbările din clasele mai mici, haideți să vorbim despre sărbările din clasele mai mici. Bă, mare lucru, nu prea mai mi-aduc aminte. Adică știu că era frumos, pentru că după majoritatea sărbărilor urma o vacanță. Și ce mai mi-aduc aminte e că fiecare sărbare avea câte o temă. Bine, majoritatea erau alea clasice, de Paște, de Crăciun și de 1 decembrie. Și uite așa, prin clasa 1-a, cred, am avut o sărbare la final de an la care tema era... alfabetul. Și ce s-a gândit doamna învățătoare? Să ne dea câte o literă la fiecare copil. Din litera aia să facem un cuvânt despre care să spunem o poezie. Și uite așa, s-au împărțit literele frumos la fiecare copil. Unul avea B de la bicicletă, altul E de la elefant. Mie știți ce literă mi-a picat, nu? Kappa. Și deci caută un cuvânt cu kappa, să învăț o poezie. Bă, și m-am gândit la kilogram. Dar era urât, adică alții aveau cuvinte de-astea frumoase, floare, soare, măr, eu kilogram. Oribil. Bă, și noroc cu doamna învățătoare, bă, că m-a salvat. Alexandru, ție o să-ți dau cuvântul... cireșe. Am rămas prost, vă dați seama. Adică putea să-mi dea kiwi, kaki, i-am dă cireșe. Nici măcar nu începea cu litera kappa. M-am simțit prost, vă dați seama. Colegii mei aveau litere ca lumea, eu kappa de la cireșe. Mă rog, am zis eu o poezie despre cireșe și pe aia a fost. Am păstrat oricum cartonașul cu kappa și o să vă pun o poză să nu credeți că mint. Se văd și cireșele în poză. Bă, și mai erau sărbările alea blană în sala de sport, când așezau băncile în spate în așa fel încât să așeze copiii pe nivele. Numai că băncile alea de pe vremea lui Ceaușescu erau infecte. Lungi de 3 metri, dar dacă se așezau doi copii în fund și se buțeau puțin, se răsturnau. Și imaginați-vă să pui 10 copii pe o bancă de aia în picioare. Cam cât ori să poată să-și țină echilibru? Vă zic eu, 5 minute maxim. A început frumos sărbarea, părinții erau în fața noastră, toți cu telefoane de alea vechi, Nokia 6230 sau Motorola V3 făceau poze, că de filmat, pauză. După câteva secunde de cântat, treceți batalioane române carpații, s-a dezechilibrat unul, a căzut peste la din față, l-a mai tras și pe altul după el și, uite așa, în 5 secunde eram toți pe jos. Nota 10 pentru cine ne-a așezat așa, ce pot să zic. Înainte să încep și eu ce am de zis, dacă ești nou pe canal, lovește butonul ăla de subscribe și dă-i un ding-dong la clopotul ăla să ne distrăm împreună. Apropo, mulțumim pentru 300.000. Sunteți Stargagealer. Ce mai faceți, mai bine, bravo? Uite, Iona, e ora 6 dimi și fac videoul ăsta și beau cafeluța și sunt foarte energic. Deci în adâncurile memoriei mele sunt serbările alea cringe din 1-4, o să o zic pe aia din a întâia. Stai, nu, se zice clasa 1, nu a întâia, nu? Mă rog, bă, dacă mi-aduc eu bine aminte, eram litera G. Da, dacă aveam o poezie, ceva cu gâște. Deci litera G, G de la gangster. Teribile serbări, bă. Veneau toți părinții cu copiii, așteptau pe hol să intre, ne primea pe toți învățătoarea. Mergeau părinții în bănci și copiii în fața clasei, unul lângă altul, în picioare, bă. Unii îmbrăcați în zână, alții în spiriduși. Da! Tot felul de măgării din astea, adică era ceva la ordinea zilei. Așa se făceau sărbările pe vremea aia. Scrieți în comentarii dacă se fac la fel și acum. Și mă gândesc acum la cum stăteam noi așa în fața clasei. Băi, era o chestie foarte idiotă. Adică eram cu toții efectiv papițoii părinților și ai doamnei învățătoare, care stătea bine mersi pe un scaun și spunea cine să vină la rând și să spună poezia. E, și partea teribilă pentru mine abia acum începe. La final s-au dat diplome, premii, mențiuni și bineînțeles cine a luat premiu întâi a luat coroniță de aia. Deci ceva mai abject și mai urât la final de an nu există. Cine a avut ideea asta de glorificare olimpică, nu știu, dar eu nu sunt de acord și cred că e foarte comunistă treaba asta. Băi, și mie nu-mi plăcea, mă, să por căcatul ăla. Ce eram, un părar roman? Bine, nu m-am gândit-o așa pe atunci, dar știu că m-am uitat în oglindă și nu-mi plăcea de nicio culoare cum îmi stătea pe cap, mă, și deranja. Bă, și cum taică mi-a fost și este un troll, a văzut că nu-mi place să port chestia aia și mi-a zis: băi, aia trebuie să o porți pe drum până acasă, aia e, sau măcar pe la colțul străzii, că na, așa se face. Da, nu vreau. Aia ești obligat. Aoleu. Păi și m-a forțat omul să port vreo 100 de metri chestia aia pe afară, mă simțeam de tot rahat, mă gândeam că râde lumea de mine, era o senzație groaznică și omul râdea de mine de setăvălea. Deci așa a decurs sărbarea mea, pentru mine a fost minunat, extraordinar. Povestiți în comentarii ceva legat de sărbarea din clasa 1 dacă aveți ceva interesant, pup!